Hei, sunt Alin și o să vă arăt cum o să facem o budincă cu banană. Să încep. Prima dată desfac, avem nevoie de o lingură, de un cuțit și de o furculiță. Prima dată desfacem budincă. Luăm lingura, numai asta o luăm de aici. Luăm numai spuma. Gata, după ce când am luat spuma, uitați, Vezi că dai jos, nu mai întoarce așa. luăm budinca și o punem peste spumă. Trebuie să mănânc eu. Amestecăm. Ține lingura aia ca lumea, așa se ține lingura. Nu. Dar nu ce să ține o lingura? Dar eu țin așa să pasăm în bărbine. Încerc să dai pe jos. Așa, amestecat și Nu pa așa. o să se facă un pic. Așa. Și trebuie să o faceți bine, 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 bine. Până se fac, până nu mai se vede nici un pic de spumă albă. Trebuie să arate așa. Luăm banana. Și de o farfurie avem nevoie. Luăm banana. O curățăm. Și o să tăiem. Opa. Acest telefon. Spunem bunica de opa. O să punem la frigider. O lăsăm la frigider 5 minute. Taie-o pe farfurie, nu pe masă. Șt! O pun pe YouTube. Le pui pe YouTube, dar pe masă tai. Mai taie-le așa odată. Deci am tăiat banana și mai o tai încă o dată. Așa, da? Ușor la degete. Gata? Acum mă duc să scot budinca de la frigider. Așa cum trebuie să arăt budinca neagră, să facă neagră.
Luăm farfuria cu banană. Furculița. Punem bananele în pudinică. Așa. Luăm lingura. Amestecăm bine să moaie tot în budinică. Și mai pun peste. Aveți nevoie numai de o budinică și tomata, de o banană pentru o persoană. Dacă vreți să facă mai mult, aveți nevoie de două banane și două în formă, câte persoane sunt, atâta trebuie budini și banane să puneți. În principal se pune numai două. Două sau una. Așa arată și poftă, poftă bună, bye!